de la 402. Așa că vă rog pe toți să deschideți pungile pentru Fundația Orfanilor Flămânzi, care se roagă pentru împlinirea unei dorințe. Ce e aia? Înfometarea unui orfan? Nu le ajunge câte necazuri au? Penny, dacă aș fi în locul tău, eu aș căuta donații în afara școlii. Mai sunt alte anunțuri? Eu am un anunț important de făcut, domnișoară Graves. Vă reamintesc doar. Spitalul ambulant pentru linguriță Polly McShane va fi deschis azi. Ca de obicei, nu va fi nicio taxă. Așa că aduceți-vă lingurițele lovite și noi îngrijite. Am să le ofer o viață nouă într-un mediu plin de dragoste și înțelegere. Mulțumesc, Polly. Iar anul acesta va exista și o cutie neagră pentru acei nefericiți care au abuzat de ustensilele lor și doresc să rămână anonim. Deși eu cred că ar trebui aruncați în pușcărie și lăsați acolo. Ce păcat, timpul de anunțuri s-a terminat. Mai am doar eu unul de făcut. Hei, mai avem și eu unul. Mâine seară va avea loc un program special la care sunteți invitați. Da, exact ce ne trebuie, școală și noaptea. De ce să nu ne mutăm aici? Păcat că nu sunteți interesați. E ceva legat de sănătate. E vorba de un filmuleț mai special. Școală? Film? Seară? Nu poate să fie. Filmul se numește Corpul tău se transformă. Da, asta e! Vreau să-l văd! Vreau să-l văd! Stau în primul rând! În fiecare an e la fel. Abia aștept să văd filmul. Sigur e mai tare decât documentarul despre Peru, a? În sfârșit o să vedem de unde vin copiii. Nu știi? Doamne, bănuiesc că nu te uiți la filmele de pe cablu. Am văzut filmul ăsta la vechea mea școală, dar cred că am să-l mai văd odată. Nu face mare lucru. Am văzut și eu filmul. N-a fost chiar așa de bun. Ai văzut filmul Corpul se transformă? Detalii, detalii. Sigur. Era vorba de un copil, Kevin. Avea cam 12 ani și într-o dimineață s-a trezit, s-a uitat sub pătură și a văzut că degetele de la picioare erau legate între ele și în loc de piele avea solzi, iar marțienii furau pozele cu jucătorii de baseball. Ăla nu e la Corpul se transformă, ăla e Kevin pleacă pe Marte. Dar corpul lui Kevin se schimbase. Nu despre asta e vorba. Sigur, eu nu trebuie să văd filmul. Eu pot să vi-l predau. Părinții mei mi-au spus chestia cu păsările și albinele când aveam 7 ani. Da, iar eu știam totul deja de la 3 ani. Acum când părinții mei au nelămuriri, ei mă întreabă pe mine. De unde vin bebelușii? Poftim? Trebuie să-mi spui, de unde vin bebelușii? Eu habar n-am. Glumești, nu? M-am prefăcut că știu pentru că nu vroiam să par prost în fața băieților. Văd că în fața mea nu-ți faci probleme din astea. Spune-mi odată. Mama ta nu ți-a spus despre ce e vorba? A încercat, de multe ori, dar e ultima persoană de la care aș vrea să aud asta. Hei, aș fi preferat să mă învețe altcineva cum să merg la toaletă. Eu știu totul despre treaba cu transformatul corpului și e interesant. Minunat! Am nimerit unde trebuie! Spune-mi tot! Nici vorbă! De ce nu? Nu spun chestiile astea cu voce tare, le-am aflat dintr-o carte pe care am găsit-o în spatele unui dulap. Bine, atunci împrumută-mi eu. Păi, nu era dulapul meu. Am găsit-o când eram de dacă și am găsit chestii și mai interesante în sertarele lor. Haide, te rog, spune-mi! Nu! Mergi să vezi filmul, nu-ți lua cărți de desene animate și cască ochii bine. Bine, haideți să vă înscrieți pentru filmul acela special. Cine vrea să se alinieze lângă catedră, să treceți și numele părintelui care vă însoțește. Părinte! Cu mama, doar dacă dau eșarfe pentru ochi și dopuri pentru urechi. Un părinte la asta? De ce să nu vin cu toată familia? Chiar și cu bunica și verișorii? Putem să venim cu părinte, super! Doar că eu și mama va trebui să renunțăm la concursul de gătit carne de capră.
Cum merg afacerile? Întâia, am avut câțiva pacienți fără luciu, un caz interesant de julituri și lovituri și tocmai am bansat o linguriță de lemn care avea brațul rupt. Oamenii pot fi atât de răi. Măcar acum știu că pot apela la tine pentru ajutor și suport moral. Da, n-o să judec pe oamenii aceștia dezgustători, pentru că până la urmă lingurițele contează. Îmi pare rău, dar acum va trebui să plecați. Poftim? E timpul să deschid cutia neagră cu lingurițe stricate. Mi-am dat cuvântul că oricine a lăsat aici o linguriță deteriorată va rămâne anonim. Nicio problemă, doar o întrebare. Dacă cineva își lasă lingurița ca anonim în cutia neagră, de unde ai să știi cui s-o dai înapoi? Ai nebunit! După ce am adus-o din nou la viață, vă închipuiți că o să dau înapoi maniacului care a stricat-o? Aha, nu prea cred asta. Bine ați venit, bine ați venit. Băieții și taților stau în stânga, fetele și mamele în dreapta. Mama, ea e Jordan. Asta e Jordan, cea cu banii. Chestiile acelea costă $5 la piață. Nu poți să cumperi bunul gust. Și ea e Penny. Asta e regina frumuseții. Cred că tu ești mult mai frumoasă. Dă-ți părul la o parte de pe față. Ce-i asta? Haide, tată, unde ești? A trebuit să plec mai devreme de la serviciu, să vin direct aici. În singura seară în care maică-ta gătește ceva comestibil. Sper să fie ceva important. Ai dărâmat cumva un copil din leagăn? N-am făcut nimic. A trebuit să te aduc și pe tine ca să pot vedea filmul Corpul tău se transformă. Da? Bă, sună bine. Unde mergem? Grăbiți-vă, vă rog, filmul trebuie să înceapă. O să aflu cum găsește barza cuibul. Da, are momentul culminant. Așteptați, vă rog, dați-mi voie. Îmi pare rău, nu se poate fără părinți. Tatăl tău nu vine și el? Așa am crezut și eu, dar poate să fie și într-o rachetă care merge pe lună. Nu mă interesează, trebuie să văd filmul. Bine, cred că e în regulă, poți să-l vezi și singur. Da! Și dacă ai ceva întrebări, nu ezita să mă întrebi. Știu că voi copiii mă vedeți ca pe o sursă de cunoaștere și pot să mă... Oh, sigur ați fi primul la care aș veni. Norocosule, cum ai scăpat de tactul? Hai, vezi tu, tatăl meu... Ce e să mai? Unii dintre noi știu cum să învingă sistemul. Meserie. Era cât pe aici să ratez filmul. Eu am venit cu o oră mai devreme. Abia aștept să mai văd încă o dată filmul. Cum l-ai convins pe tatăl tău să mai vină? Ăsta nu e tatăl meu, e poștașul. I-am dat $10. Bun venit tuturor! Veți urmări un film important despre o perioadă extrem de interesantă pentru o tânără în pragul adolescenței. Acest film vă va pregăti pentru descoperiri viitoare. Vă va răspunde la toate întrebările. De ce toate prietenele voastre au făcut șolduri și poartă sutien, iar băieții nu vă mai spun domnule? Bine ați venit, tați și frați. Am greșit discursul. Să vedem, discursul pentru prima zi de școală, discursul despre de ce merit eu o mărire de salariu. În sfârșit, să vedem de unde apar bebelușii. Oh, da! Arătați-ne corpurile care se transformă! Bine ați venit la cea mai mare aventură pe care o poate avea un băiat. În acest film veți afla despre vraj. Jesse, a venit mama! Nu! Scuzați-mă. Hei, țineți mâinile acasă. Îmi pare rău. Bună, scumpule. Ce cauți aici, mamă? Tata unde e? Petecătul l-au apucat iar durerile de stomac și nu putea să stea prea departe de toaletă. Așa că am venit eu în locul lui. E surprins? Am pierdut ceva? Au ajuns la partea în care... Nu! Te rog, Doamne, ia-mă acum! În anii ce vor veni, corpul vostru va suferi niște transformări miraculoase. Iată momentul de început al oricărei vieți. La amibă! Am descoperit sistemul reproductiv al parameciului. Vezi bine, dragule?
Vrei să stai la mama în brațe? Și acum să ne îndreptăm atenția la... În sfârșit am ajuns la partea tare. La procesele de reproducere ale speciilor mai avansate. E timpul să dezvăluim obiceiurile misterioase de împerechere ale... Bagătare! Pentru asta am venit! Dandelionului, acest Don Juan al plantelor. După ce am dezvăluit procesul de reproducere la organismele monocelulare și la plante, este timpul să mergem mai departe. În sfârșit, ceva interesant! Să studiem procesul de reproducere la prietenul nostru animal, căina. Așadar, fericită, sunt 10 băieți și fete pentru domnul și doamna Găina Cocoșescu. Să ne concentrăm asupra altei imagini. Un cuvânt urât? A spus imagine, capsomanule. Cuvântul se referă la o structură cinematografică. În orice caz, nu are nimic urât. Mamă! Iar în această fază, băieții vor cunoaște o creștere bruscă, o izbucnire însoțită de... Hei, Penny, vrei să vii mâine pe la mine și... Păr facial și... Oh, așa mai merge! Figura din stânga reprezintă o femeie. Genul meu de fată. Așa, băiete, fă ce face taică tu. Ceea ce înseamnă că trupul tău a intrat în a treia fază. Mie nu mi s-a întâmplat asta. Diagrama din stânga prezintă schimbările pe care le va suferi corpul tău în faza a treia. Mai, mai, de-abia aștept să văd schimbările astea și la tine. Aici se încheie fascinanta noastră călătorie în lumea reproducerii. Piu! A fost mai tare decât Kevin merge pe Marte, așa? Nu prea cred. Ei, n-a fost interesant? Ai văzut de unde a apărut bebe Jesse? N-am de unde să știu, n-am auzit nimic. Cineva a tot vorbit, a tot vorbit mereu. Oh, îmi pare rău, nu-ți face griji, îți explic eu totul. Ce parte anume n-ai înțeles? Partea despre... Să plecăm odată! Ei, unde mergeți? Acasă, filmul s-a terminat! Așa e, acum trebuie să rămâneți pentru discuții. Absolut toți băieții și tații lor. Și mama lui Jesse. Atât de aproape! Și acum să începem discuția noastră liberă despre pubertate. Vrei să vorbim despre ceva anume, fiule? Păi, eu aș avea câte ceva de întrebat. Ei, atunci întreb-o pe mama ta, doar că ea e doctor. Ce film interesant și educativ! Și în ce aventură minunată veți porni, fetelor! Ca o floare care își desface petalele la soare! Dar pe măsură ce corpul vostru se maturizează, el devine un loc de joacă pentru micoze și bacterii! Apropo, sora Piț are un ten foarte frumos! Mai am o întrebare! Te rog, nu mai pune întrebări! Iuhu, aici sunt! O, Doamne! Ce să fie asta? O aluniță care nu vrea să dispară? Te duc eu la doctor dimineață. Iuhu! Domnule Besser! Doamnă McCoy, nu credeți că ar trebui să-i lăsăm și pe alții să pună întrebări? Nici o problemă, ne plac întrebările ei. Când ar trebui să mă îngrijoresc că pe corpul lui Jesse nu apar schimbări? Voi două ați fost foarte tăcute cât s-a discutat aici. Nu aveți nicio întrebare? Nu. Mama mi-a spus despre reproducerea umană. Am învățat mai multe vara trecută în Noua Guinee, cu familia Padua, cu cei 11, pardon, 12 copii acum. Noua Guinee? Am auzit că fac niște pantofi foarte frumoși. Și dacă vedeți sticle făcute în Noua Guinee, nu le ratați. Și când ziceau că o să se întâmple modificările acelea bruște? Când o fată are între 13,4 și 15,9 ani. Ațipise-și, mamă! Respectă-ți mama, Polala, ori barbarschi vidi grecic. Grecnici? Da-s grecnici? Viva-s picnici globis. Noi globnici, noi. Tipică. Tipică. Pa, pa, la revedere.
La revedere și vă mulțumesc că ați venit. Și vă mulțumesc pentru explicațiile despre faza 5-a a femeii. Știți, nu mi-aș fi dat seama singur ce se întâmplă. Oh, nicio problemă. Și nu uitați că în faza a 6-a... Luați fluturașii acasă și revedeți ceea ce ați aflat. Nu uitați că fiecare fată are un corp diferit și unic în felul ei. Nu sunteți prima, nici ultima din clasa voastră care trece prin asta. Corpul vostru sigur se va transforma. Deveniți femei, vă treziți la școala de asistente vorbind cu un doctor arătos care spune că vă sună, dar nu veți mai auzi de el niciodată. Ce, era greu să-mi dea un telefon? Cum mai demonstrează el acum respirația gură la gură? Îmi pare rău, va trebui să te pilesc. Așa se pilești, o linguriță, o linguriță, o În cei 3 ani de când sunt reparator de lingurițe, aceasta e prima oară când pila mea a alunecat. Și-mi pare rău să spun asta, dar am pierdut-o. Ce ai pierdut? Lingurița pe care mi-ai credințat-o. Am promis că-i voi reda strălucirea. Ar mai fi putut funcționa ca un activ și eficient obiect pentru amestecat. Dar acum e fier vechi, mi-e rău. Ai stricat-o? Da, am stricat-o. Folosesc furculița. Nu-ți face griji, micuțule. Mai există speranță. Am auzit că se fac progrese mari în lingurăria restaurativă în Danemarca. Nu o să credeți, azi dimineața am văzut o fată în faza a 3-a. De unde vin bebelușii? Cum? N-ai văzut filmul? Nu! Am văzut-o pe mama punând toate întrebările alea oribile. Cine se mai putea concentra la film? Acum sunt și mai confuz în problema copiilor. Regret, nu te pot ajuta și sunt șanse să n-ai nevoie să știi. Haide, te rog! Nici vorbă, nu spun cuvintele acelea cu voce tare. Erai ultima mea speranță. N-o să mai aflu adevărurile vieții. Ești un băiat așa de trist că am să te ajut. Totuși. Ok. Fii atent, sora Fitz ne-a dat un fluturaș care explică totul. Spunea că mai are și la ea în birou. Da, mulțumesc. Dar ai grijă să nu întreb nimic despre școala de asistente. Am nevoie de gheață, bandaj, ceva vată, cremă pentru arsuri și fluturașul despre locul de unde vin bebelușii. N-ai văzut filmul aseară? Cum să nu? Credeam că filmul explică aproape tot, dar poftim. Aha, exact cum așteptam. Știam eu că domnul Besser nu e în stare să facă o treabă ca lumea. Nu e capabil. L-am rugat să comande compresii, iar el mi-a spus să folosesc capse, că sunt mai ieftine. Ce tupeu are? Pot să iau fluturașul, vă rog? Bineînțeles. Citește-l. După aceea îți răspund la toate întrebările despre corpul tău. Aha, aha, aha. Ok, înțeleg tot. Mersi. Stai puțin. Cred că ți-am dat fluturașul pentru fete. Bine! Haideți, bebelușilor, arătați-mi de unde veniți. Bună, scumpule. Cât mă bucur că ești acasă. Sora Pizza a sunat și a spus că ai fluturașul greșit. Nu se mai termină odată. Credeam că filmul de aseară a explicat totul cum trebuie. Dar se pare că mai ești un pic confuz despre... Nu spune, nu mai spune niciodată. Ce să spun, reproducere? O, scumpule, n-ai niciun motiv să te simți jenat în fața mamei tale.
Cine crezi că ți-a schimbat scutecele? Cine te știe mai bine ca mami? Și fiindcă te cunosc așa de bine, aveam o presimțire că ai să te simți un pic jenat de discuția foarte importantă pe care o vom avea. Așa că am pregătit o listă de cuvinte de care s-ar putea să te rușinezi. Și ca să fiu sigură că treci peste timiditatea asta, vom exersa spunându-le împreună. Acum trebuie să-l citim pe acesta amândoi. Gata? Spune după mine. Uaaaaa!